Legat de protocoalele la domicilii, poate multă lume nu știe că uh, la domicilii nu ai voie să folosești baia pacientului. Am mai tot repetat lucrul ăsta de multe ori. Și de ce, uh, de ce nu-i voie să folosești baia pacientului? Pentru că de cele mai multe ori te duci la pacienți uh, cu deficit de o îngrijire sever și ai toate șansele să uh, te contaminezi. Primul lucru, vreau să vă zic, când intri la un pacient în casă, tendința lui este mergeți la baie să vă spălați pe mâini. Ei bine, trebuie cu foarte mare delicatețe să explici, știți, protocoalele de îngrijiri la domiciliu nu îmi permit să folosesc baia pacientului pentru că nu am voie să transfer bacterii și infecții de la un pacient la altul bineînțeles, continui. Nu-i cazul dumneavoastră, pentru că nu la dumneavoastră, dar am pacienți unde au deficit de autongrijire. Deci întotdeauna trebuie să-i dai confortul că nu te refer la el, evident. Oricât de mare mizerie ar fi acolo, nu îi voie să-l jignești pe pacient. Legat de deficitul lor de autongrijire, vreau să vă spun eu când intru în casă la pacient, Primul și primul lucru, încalți botoșei. Cu toate că de multe ori este o mizerie de nedescris că săracii umplă în cadru și nu sunt capabili să-și facă ordine. Dar este mizeria lor. Și trebuie să le o respect, trebuie să le respect habitatul. Vreau să vă zic în momentul în care un bunicuț care nu se poate apleca să-și ia o scamă de pe jos, când vede că eu îi întrag botoșei ca să intru la el în casă, automat îi câștigată încrederea pe viață. Pentru că vede că îi respect habitatul, respect ordinea și uh, casa în care eu intru este foarte important să înțeleagă că tu ești acolo și îl respecti și că, de fapt, te-ai dus să-l ajuți și nu să-ți bagi picioarele în munca lui. Da? Oamenii ăștia cheamă câte o femeie o pe lună să le facă curățenie, ori tu nu te poți duce de afară plin de noroi și să te duci să să, te duci să intri în casa lui și să-ți bagi picioarele în, în curățenia pe care au plătit-o, că nu sunt stare să o facă, mă înțelegeți? Ei bine, de aceea... Chiturile pe care cursanții mei le-au primit la seminarii, acele cutiuțe pentru recoltare, conțin inclusiv botoșei, pentru că acei botoșei se folosesc la intrarea în casa pacientului. Bun. Un alt aspect legat de protocolele la domicilii. Uh, noi uh, mi s-a reproșat că, nu folosi, uh, că la patul pacientului trebuie să mergi cu tăviță renală sunt foarte de acord și foarte util și de cele mai multe ori când merg la un pacient uh, care e compliant uh, și la care pot să mă așez lângă el, să-mi trag un scaunel lângă și să îmi pun uh, tăvița renală sau o farfurioară sau pe care să-mi pun toate materialele, este foarte ok și așa procedez. Dar Haideți să vă întreb, am pacient, lucrul ăsta l-am mai prezentat și v-am mai, mai întrebat. Am pacient uh, care este nedeplasabil, stă pe o dormeză, cu mâna unica mână abordabilă, cu o venă, spre perete. Pacientul nu-i compliant, nu am lumină, am un bec economic în tavan, iar pacienta, uh, soția lui, este în cadru. N-are cine să mă ajute eu trebuie să urc efectiv la el în pat ca să abordez mâna dinspre perete uh, unde să-mi pun eu o tăvița renală pentru că pe el trebuie să-l imobilizez adică să-l imobilizez adică trebuie în așa fel uh, să procedez ca să nu se miște agitat uh, de multe ori îi pun o uh, pernă sub cot și încerc cu cotul celălalt să-i țin celălalt cot pentru că am pacienți cu demență care mă pleznesc efectiv am pățit-o, nu odată, mă plesnesc și uh, trebuie să fiu foarte atentă, uh, cu cotul îmi țin, îi țin cealaltă mână, cu mâna îmi țin telefonul și cu o singură mână fac recoltarea, deci am ajuns să, singurul lucru pe care încă nu mi l-am perfectat e să recoltez legată la ochi că în rest am perfectat tot, uh, am învățat absolut tot să recoltez în cap, să recoltez în, în genunchi, să recoltez oricum pentru că se impune în anumite situații, și eu, dacă intru într-o casă și n-am lumină, n-am condiții, păi eu nu pot să plec de acolo să-i spun, știi, nu pot să-ți recoltez că nu se pretează tot uh, uh, mediul ambiental, nu se pretează cu protocoalele din manuale. Serios. S-ar putea ca recoltarea respectivă sau tratamentul respectiv să depindă de el viața omului. Deci nu se poate așa ceva. Trebuie să înveți să să te descurci în orice situație. Și atunci ce fac? Nu pot să-mi pun tăvița acolo pentru că la cea mai mică mișcare mi se răstoarnă. Și că am pățit-o, de -aia zic, am pus farfurioara pe burta lui, s-a mișcat când a simțit acul și toate mi le-am prăștiat pe pat. Și atunci ce am făcut? Și atunci cum procedez? Mi le pun într-o punguliță toate și mi le pun undeva lângă mine ca pacientul să nu se întoarcă brus sau să mi le plesnească da? Deci, trebuie să găsești soluții de avarie, un fel de metode de supraviețuire în junglă. Știți? Uh, <gântu -i> îmi zice, norocul cu nu Sony și lanterna care vizualizează venele. Exact! Am prezentat această uh, situație, iar uh, draga de Sony la seminar mi-a adus lanterna. De acum pot să-mi folosesc ambele mâini. <gântu -i> Bun. Uh, dar cei care fac aceste protocoale au lucrat vreodată în îngrijiri la domiciliu? Nu cred! Nu cred! Cred că n-au avut de a face în viața lor cu așa ceva. Facem protocoale, facem reguli, dar la pacient se gândește cineva mă omoară aceste protocoale și pe mine. Deci oamenii ăștia cred că sunt foarte hodiniți. Mă scuzați, e termen Ardelenes. Cred că sunt foarte hodiniți. Ei stau acolo într-un birou și se gândesc ce să mai inventeze și ce protocoale. Dar nu stau cu nasul în fundul pacientului. Mă uit de multe ori, mă scuzați, nu vreau să jignesc pe nimeni, mă uit la congrese și tot felul de uh, întâlniri din astea ale asistenților, unde își dau cu. Uh, fac tot felul de uh, discuții legate de ultimele protocoale, ultimele și văd pupuțați aranjați, coafați și mă tot întreb oamenii ăștia, o stau vreodată în nasul unui pacient să facă o manoperă de defecare mecanică și o băga degetul în fundul lui să-i scoată schibala de acolo și fecalomul care îi blochează ieșirea. Oamenii ăștia au văzut vreodată o escară de aia horror, cum zice Olivia, care pute până o simți o săptămână în gât și în nări. Oamenii ăștia le-au văzut oare vreodată? Nu cred că le-au văzut. Bun, Gabi zice, meseria asta nu se învață doar din cărți și școala. Avis celor care cred că știu tot sau că nu pot, nu e treaba mea. Exact, nu, nu din cărți înveți. înveți. Înveți la fața locului, înveți condiționat de situație, înveți din, din dorința infernală de a ajuta, din, din uh, uh, altruismul pe care îl presupune meseria asta. Deci dacă nu ai, dacă nu ai altruismul necesar, nu are rost să te apuci de treaba asta. Nu are rost. Bun. Uh, legat de uh, aceste protocoale la domiciliu, iertați-mă că mai în tot arunc ochii pe bilețelele care mi le-am făcut ca să nu uit ceva din ceea ce vroiam să vă mai spun. Uh, noi, la domicilii, pe lângă toate cele protocoale, absolut tot, uh, atât de bine trebuie să ne cunoaștem meseria atât de bine trebuie să știm exact ce avem de făcut, să nu te pierzi cu firea în nicio situație și cu toate astea trebuie să lucrezi cu aparținători în ceafa ta. Vreau să zic, să acolo grămadă pe tine de teamă să nu faci ceva pacientului, evident, și vorbesc non-stop cu tine, îți cer păreri, îți spun 100.000 de, mii de chestii legate de săptămâna trecută, au făcut așa, au avut așa, s-o schimbat așa, acum așa medicul cu tare o aia, asistenta cu tare timp în care tu trebuie să faci toată treaba. Practic, atât de bine trebuie să fii versat, atât de bine să-ți coordonezi mișcările, încât creierul tău nu mai trebuie să coordoneze mâinile, mâinile trebuie să facă treaba singură. De asemenea, Atât de exersate trebuie să fie aceste uh, uh, metode și tu să estimezi exact ce se poate întâmpla ca să, nu cu, ca să poți să-l dai răspunsul în timp ce faci aia și în timp ce estimezi ce se poate întâmpla. Deci, uh, plus că trebuie să le și dai confortul și să nu te super că ea stau în ceafa ta și că comentează la fiecare lucru. Uh, știți, uh, ieri au fost o asistentă și o recolta din cealaltă mână. Uh, cu foarte multă delicatețe trebuie să-i spui că acum ești tu responsabilă la AC și că tu știi ceea ce trebuie să faci și că tu recoltezi sau tu uh, faci punctia venoasă unde tu simți că poți să intri. Uh, e foarte, foarte important să fii foarte versat și credeți-mă lucrurile astea vin din exercițiu, din foarte mult exercițiu pe care trebuie să-l faci de multe ori și acasă. Degeaba nu credeți voi. Degeaba credeți voi că se poate face numai pe pacient. Se poate face și acasă ca să ai coordonarea făcută. Iar gândirea o fac acasă. De multe ori mă gândesc. Bun, dacă am o plagă infectată, pacientul are cu tare material și cu tare material, în ce ordine le mi le pun, în ce ordine le iau, în ce ordine le așez, și vreau să vă zic, toată manopera mi gândită de acasă. Niciodată nu mă duc la un pacient nepregătită mental. Deci, întotdeauna mă edific înainte să plec, mă edific cu ce am acolo. Vreau să zic, dacă mă duc la un pacient care îmi zice mama are o escară, întotdeauna înainte să merg vreau să văd o poză, îmi pune o poză în WhatsApp. Asta, în cazul în care am un aparținător. Când nu am, mă edific la fața locului. Dar, de cele mai multe ori, vreau să știu dinainte ce am de făcut, dinainte îmi pregătesc mental toată manopera și știu dinainte exact pașii pe care îi urmez. Uh, bun. Uh, Legat de mănușile la domiciliu v-am mai explicat, v-am explicat cum le folosim A, uh, mai este ceva legat, uh, numai o clipă, Eugenia De ce faci aia, de ce speli cu aia, cât mai folosești aia și nu mai știu unde am rămas cu pansatul Eugenia este una din abonatele mele constante de pe site De când uh, am... Uh, Lansat site-ul, în 10 decembrie am lansat site-ul anul trecut și Eugenia de atunci e abonata mea. Ea face pansamente la escare, de multe ori îmi trimite prin mail câte o poză și ne sfătuim împreună ce aș face eu în situația respectivă. Cei care doriți să vă abonați, trebuie să știți că abonații beneficiază din partea mea de suport. Nu am timp să le mai răspund și la ceilalți în privat, pentru că mă dedic abonaților mei. Cei care sunt abonați le oferă acest suport prin e-mail. Când doresc să solicite o întrebare, eu le pot spune cum aș aborda eu acel lucru. Vreau să vă zic că, într-adevăr, pacientul vrea să știe cât mai speli cu aia, cât timp mai mergi cu pansamentul ăla, da, în cât timp se face bine, da, de ce nu se închide odată, da, de ce s-o deschis aia, da, de ce e violet, da, de ce e galben, da, de ce miroase, da, de ce... Și vreau să vă spun, toate lucrurile astea trebuie să le faci și să le vorbești în același timp și între timp poate mai este unul ca și Gabi care ne mai și spune bancuri și trebuie să și rezonezi la bancului avem pacienți care spun bancuri și vreau să vă zic, pe mine mă destinde extrem, extrem de tare când cineva uh, mai mă scoate din stare. Uh, nu doresc nimănui să intervii la o nuntă la cineva cu blocarea traiectului respirator, cu uh, bol alimentar și tu să aplici manevra replic. Am văzut niște noutăți în materie de înșurături. Gabi, ești fenomenal! Uh, ai, ai perfectă dreptate, deci... Uh, E, e trist dacă nu, dacă nu cunoști ceea ce ai de făcut. Bun, Iuliana, pacienții sau aparținătorii bagatelizează câteodată toate operațiunile, că parcă ce, ce i-a făcut trebuie să știm să ne punem în valoare toate cunoștințele. Așa este. Ei au impresia, când te duci la ei, la domiciliu, au impresia că. Ba, bine, și asta face o recoltare și o plecat. Ei bine, în momentul în care mă duc și încep să-mi întind toate materialele și recoltarea este poate 10% din toată treaba, pentru că până să ajung să fac punția aia, eu fac 11.000 de lucruri. Îmi pregătesc materialele, iau acordul pacientului, mă uit la garotez mâna, mă uit la venă, mă hotărăz, mă uit la mâna la cealaltă mână, dacă nu are mă mai uit la picioare, mă uit tot ceea ce analizez venele, când m-am hotărât, iau vacuietele, le notez pe fiecare, notez uh, pe hârti absolut totul, uh, notez analizele. Mă gândesc ce tip de evacuetă, Deci, foarte, foarte. Sunt mult, multe aspecte care concură până să ajung la punctia aia și se uită foarte nedumeriți că nu mai termin odată, adică eu nu mai ajung la recoltarea aia odată. Sunt multe aspecte, dar până la urmă, după ce te duci o primă dată, o a doua oară la ei, o să înțeleagă că meseria asta presupune foarte multă disciplină. Foarte multă disciplină. Deci, nu a funcționa, a funcționa este atâta trebuie să știi foarte multe lucruri despre pacient. Eu vreau să vă zic, întreb până și ce boli are și ce are în tratament, pentru că și asta, cei care ați spus la seminarii și ați văzut, ați văzut discuțiile despre vene, ați văzut cum analizez eu uh, alegerile metodei de recoltare, alegerile acelor, alegerile venelor, în funcție de bolile asociate, în funcție de patologia și în funcție de medicația pe care o are pacientul. Și abia pe urmă pur purced la Actul în sine, care este o nimica toată. Bun.